Consiliul Județean Prahova dorește accesarea unor proiecte pe fondul de mediu în vederea reabilitării termice a clădirilor celor trei spitale pe care le administrează. La Spitalul Județean de Urgență, termografierea a fost făcută și s-a descoperit că prin pereți se pierd 7 grade Celsius. După ce săptămâna trecută același gen de intervenție s-a făcut la maternitate, în această dimineață s-a ajuns la Spitalul de Pediatrie. Termografierea pe care o face Consiliul Județean Prahova este prima acțiune de acest gen la nivel național. Pierderi unde sunt punși termice pe suprafața clădirii, normal că e o temperatură mai mare și această diferență de temperatură între pereții care sunt cât de cât izolați termic este de 4-5 grade. Abia după auditul energetic al clădirii se va putea ști care soluție este cea mai potrivită pentru economisirea căldurii, a energiei electrice sau a apei calde. O primă evaluare a rezultatelor acestei investigații arată că sunt pierderi importante până în anvelopa clădirii. Urmează să prelucrăm imaginile, termogramele captate astăzi cu un soft specializat. Clădirea în care funcționează acest spital a fost făcută prin anii 50 și doar în 2003 a beneficiat de anumite reparații. Am solicitat acum de la Consiliul Județean ca să reparăm fațada spitalului. Ori să repar ceva, trebuie să repar corect și nu să acoperi ce se pierde. Se face întâi determinarea să vedem pe unde se pierde căldură și înainte de a reface fațada spitalului vom face anveloparea acolo unde sunt pierderi de căldură. Acum se așteaptă rezultatele și pentru celelalte spitale analizate. Spitalul Județean, unde am făcut o inspecție termografică, am constatat la corpul D, unde deja se făcuse o anvelopare a clădirii, pierderi la anumite elemente de construcție care nu au fost acoperite cu polistiren. Niciun spital nu s-a încadrat, toate necesită o anvelopare, o reabilitare a anvelopei clădirii. Reabilitarea termică este absolut necesară, pentru că astfel cheltuielile cu întreținerea din spitale ar putea scădea considerabil cu până la 40%.